A început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din 20 octombrie destinate secțiilor de votare din străinătate. La tipografia centrală din Chișinău se află și colega mea, Nadia Mihuță, care vine cu detalii. Bună ziua, Nadia, te ascultăm! Bun găsit, suntem la tipografia centrală din municipiul Chișinău, unde astăzi aici a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din 20 octombrie. Astfel, în următoarele zile urmează a fi tipărite peste 850.000 de buletine de vot, dintre care 775.000 vor fi tipărite în limba română. Însă, țin să menționez că vor fi tipărite și buletine de vot în limba rusă sau găgăuze. Acestea sunt tipărite pe hârtie opacă și sunt de două culori. Astfel, pentru alegerile prezidențiale, buletinele vor fi de culoare gri, iar pentru referendumul constituțional vor fi de culoare violet. Cele mai multe buletine de vot vor ajunge în Italia, Germania și Franța. Astfel, persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova își vor putea exercita dreptul la vot. Potrivit reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, pentru fiecare secție de votare vor fi repartizate maxim 5.000 de buletine de vot, iar valoarea tirajului buletinelor de vot pentru străinătate depășește 1 milion de lei. Acestea au fost informațiile deocamdată. La revedere!